ce? Ce faci? Fotbal? Ce faci, mă, n-ai prins? Hai, mă, jucat și fotbal, da. Auzi, da, o minge calmen avem și noi pe aici? Ar fi fost bună. N-aveți o, nu există o minge, Marian, hai că tu ești. Ți-am dat gol. Tu ești, cu ei dau gol. Uite, minge. Tu ești ăla care joacă fotbal prin pauze, Marian. Nu faci nimic la muncă toată ziua. Unde, mă? Na, aici. Hai, Marian, mă, hai, pe bune, n-avem niciun fel de minge. Băi, nu mai, băi, pleacă-mă de aici. Așa, o să vă zic imediat, Cristina, apropo de machiat în funcție de ochi. Dar mai întâi și mai întâi am o știre mare. Nu știu dacă veți supraviețui acestei știri, ci că Turcescu a plecat de la realitatea. Supraviețuiți? Vine la OTV. Nu cred că o să vină, că are o problemă Turcescu, apropo de OTV. Dar nu știu de ce trăiesc cu impresia că s-a dus și vremea ăstuia. Adică tare mie că s-a cam terminat și cu Turcescu. Știți că au fost o grămadă de... Nu știu ce se întâmplă la un moment dat în viața unor oameni din ăștia. Probabil că ajunge o supra-saturație, că stau și mă gândesc la Teo. Stau și mă gândesc la Ianțu, nu mai știu nimic despre ei. Oameni care la un moment dat au făcut lucruri interesante în televiziune. Nu mai știu... Cum îl cheamă, mă, pe ăla de făcea emisiunea de seară de la Antena? Tucă. Tucă. Mai știi ceva de Tucă? Ați mai auzit de Tucă? Hm? Nu. Mircea Radu Bre. Mai știi ceva de el? Nu mai știu nimic. Nu ai cu dragoste. Care mai? Care mai era, mă? Mai ziceți oamenii ăștia, dar au dispărut așa în neam, de nu mai știe absolut nimeni. Ia uite-mă la aici, n-avem... Au! Băi, să pleacă de aici cu piciorul în genea, că dacă mă calci, fii atent aici, că mă enervezi. Adică sunt niște oameni care la un moment dat dispar în neam și nu mai știi absolut, dar absolut nimic de ei. Ceea ce mi se pare cu... Bă, zici și tu ceva în dimineața asta? Da, vor telespectatorii să se ia de tine, ci Claudiu, aș vrea să mă iau de tine, apropo, Sibiu, podul. Aha, aha, aha. Da. Țin la tine și, sincer, mi-e frică de Cristina. Bă, de ce mă sunt eu spaima telespectatorilor? Doamne ferește, nici pe departe. Mi-ai creat o imagine de fată rea. Deci, Cristina este o femeie foarte calmă. V-am zis, ea nu se ceartă decât cu toți polițiștii care o opresc pe principiu. Băi, uite-mă ce de... Păi, pe principiu, m-ai oprit. Cu garcia. Am tot dreptul să mă cer. Faceți-mi legătura cu o persoană competentă pentru a dona un rinic. Măi, oameni buni, treaba asta cu donatul de organe... Nu e chiar așa cum credeți neapărat. Nu prea e legală în România, din câte știu eu, nu? Sau mă înșel? Așa e, uite-mă ce... Din păcate, lumea recurge la astfel de gesturi din cauza problemelor financiare. Poate găsiți o altă metodă, că totuși sănătatea noastră e importantă, aș zice. Și apropo de sănătate, hai să vă mai zic o treabă ca să fiți convinși că sunt unele lucruri care sunt total în neregulă în România, dar total în neregulă. O să vă dau două știri care în același ziar erau unele lângă altele. Băi, pleacă-mă de aici, lasă-mă să fac ce emisiune. Băteți-l, mă, dă-mi scoare. Păi de ce ați venit? Să-l menajați? Îl lasă fără moștenitori. Atenta la ce? Bilele lor, alea trei? Te face rău. Ia, fugiți după ea. Ia uite-mă. A prins. Fugiți după ea, na, să vă care o prindeți. Hai, ia mai lăsați. Hai să vă spun un mesaj, un secret, începe un mesaj. Eu când ajung la servici, îmi fac cafeaua și dau pe OTV la Claudiu și Cristina. Aole. Ne salută Alex. Alex, salută, sunt telespectator fidel care tot trimite mesaje, îl pupăm. Da? Mă, da. Alex, dacă tu ajungi la muncă, n-ar trebui să și muncești? Adică la muncă tu crezi că e doar o expresie, așa? Unde te duci? La muncă și ce faci acolo? Hei, mă, distrez, mă uit la emisiunea de dimineață de la OTV și alte treburi de genul ăsta. Mă, voi n-ar trebui să fi muncit, adică mai... În țara asta mai muncește, mă, cineva? Nu cred. Deci, uite, până și oamenii ăștia au venit în emisiune să fie niște clowni serioși și ei joacă fotbal. Deci, nu, unde mi-ai văzut așa ceva, pe cuvântul meu? Mă, ne pleacă, mă, de aici. Pe găbiță, pe picioroange. Da, auzi, poate să pleacă în picioroange. Asta e momentul acela în care urci și tu, Claudia, altul de noi. Ia. Eu, uite, mă, ce ai căzut vreodată de pe șmecheriile alea? Da, mă, uite, ca să vezi, anul trecut am fost tot sezonul pe litoral. Așa. Și mi s-a întâmplat pentru prima oară după 4 ani. Ai căzut pe un cearșaf cu vreo... Ce, ai căzut pe o domnișoară? Tipă topless. Paul. Paulica, ce-ai făcut? Unde ai căzut? Pe o domnișoară? Eu n-am căzut, eu l-am prins. Tu l-ai prins? Ghinionul lui. Trebuia să-l las să se ducă. Da, trebuia să-l las să ducă, da. N-am vrut să mă lase. Uite, dacă îl lăsai să ducă Paulica, veneai și tu în dimineața asta singură în emisiune, vezi? Nu se poate. Era momentul tot de glorie, așa trebuie să-l împarți cu el. Claudiu nu mai avea cu ce să vină, eram un banul. Măi, deci atenție mare, se întâmplă în România, da? Țară minunată. Ia dați-vă mai încolo cu fotbalul vostru ca să putem și noi să folosim măcar o cameră. Deci uite aici, Cristina, ia a putrezit la morgă. Ai, mă, dar deci are, nu, e foarte importantă știrea. Ca să vezi ce se întâmplă în România, da? Zice așa, Elena Georgescu, de 62 de ani, din comuna Bulzești, a fost omorâtă în bătaie de soțul ei în urmă cu o săptămână. Da. Bun. Trupul a fost dus la spitalul numărul 2 din Craiova pentru necropsie. Da, se fac autopsia, da?
Angajații de la morgă, atenție mare, deci aici vine o chestie care este absolut groaznică. Dă-o încolo de treabă, deci dacă în halul ăsta am ajuns în România, înseamnă că e deranj mare. Deci angajații de la morgă nu au îmbălsămat cadavru timp de o săptămână, pentru că fica femeii plecată în Italia nu a plătit taxa de 76 de lei. Zice la gazetă, comisarii gărzii financiare Argeș au suspendat ieri activitatea la hotelul și restaurantul ce aparține mănăstirii Curtea de Argeș. Hotel, bun. Și restaurant. Hotel și restaurant la, da, mănăstirea Curtea de Argeș, la un restaurant, asta m-a frapat, la un nu hotel, că la alea, măi, adică ce să facă și ele când pleacă în delegație? Na, ele nu se duc în Argentina și în Brazilia, no. Ele se duc în... Și că cei care vin în pelerinaj la mănăstirea Curtea de Argeș sunt cazați la acest hotel. Mai... Trebuie să știi când să te retragi. Uite, ăștia doi, de exemplu, după ce au apărut la noi în emisiune, se vor retrage, că e clar că ariera lor e compromisă. Ei n-au înțeles că dacă apare în emisiunea noastră e de rău, nu e de bine, știi? Adică n-are cum să fie de bine. Deci Paulica și cu Adi se vor retrage din această meserie de piciorong. Da? Deci îți dăm voie ție. Așa. Frumoasă emisiune faceți, bravo. Băi, începuse și o idee. Hai mă, că-s prea lungi ideile tale. Puneți pe băiatul cu picioroange să facă genoflexiuni. Să așa, ia pe genoflexiuni, asta te văd. Ce? Aha! De nu era vorba? Ce te-ai panicat așa? Hai, să vă văd! Ia! Faci genoflexiuni? Bă! Bă, ușurel, ușurel! Uite că face pe jumate! Ia. Păi mai jos nu se poate că e lemnul. Zici da, că da, te da. Arde ceva la fund. Da, zici că e tot intră câte ceva în fund. Au! Lasă că-ți vine rândul. Paulica, genoflexiuni? Așa, mai scrieți-ne SMS-uri, ce se mai punem pe ăștia doi să facă, pentru că m-au enervat maxim în dimineața asta, că au vrut să mă urce pe picioroange. O să mă urc și eu imediat. Ei, ce faceți? Vă dezbrăcați? Uite, Luminița ne zice să faceți podul. Na. Hai să vă văd. Hai, multe lucruri. Hai, fii atent, puneți-i să facă flotări. Flotări. Podul, flotări, ia să vă vedem. Flotările și podurile las lui Claudiu. Hai, băi, lasă vrăjeala asta de 2 lei. Foarte tare. Na, să vă văd. Vă dați mari mergători pe picioroange. Nici măcar niște flotări nu sunteți. Rețineți podul, flotări și ce că să stați într-un picior. Asta cred că asta faci. Puteți? Faci? Stai așa. Da, stai. Stai. O secundă. O secundă. O secundă. Două secunde. O secundă stai, da? Merge, merge. Eu uite-mă că asta e ok, da. Da. Bun. Mă, băieții ăștia insistă, după publicitate și după horoscop, mă urc și eu pe picioroange să văd dacă reușesc să stau, dar eu am o bănuială că nu, că îmi cunosc anumite limite, ca să zic așa. Am o bănuială că da. Eu cred că nu, credem. Și aș încerca, iau în calcul și o trântă, da? Dar nu m-am îmbrăcat adecvat. Vrei să ne luăm la trântă? Nu, nu, drăguț. Păi 17 ani, ce drăguț. Andrei Ștefan, n-au putut să facă flotări în două mâini și tu vrei să facă flotări într-o mână. Ești cam pretențios. De ce, domne, mi se par niște cereri îndreptățite? Soții se dau ei șmecheri că sar coarda, că dansează, că nu știu ce. Nu, nu, Claudiu are dreptate, dar eu pot să fac flotări în degetele la picioare. Hai, mă lasă. Cristina, pune-l pe Claudiu să facă șpagatul pe picioroange, că prea se demare. Ionuț din Buzău, hai, execută. Că tu i-ai pus pe ei să facă genoflexiuni, ți-au făcut. Să stea într-un picior, ți-a stat. Cine mă, Claudiu, zice? Uite că picioroangele sunt libere, nu, zice Ionuț din Buzău, Ionuț. Pentru Claudiu. Băi, Ionuț, deci eu nici măcar nu mă pot ridica pe ele și tu vrei să fac șpagat. Dar să știi că s-ar putea să-l fac... N-ai văzut că nici nu și le-a putut lega și deci tu vrei șpagat. Nu, că tu, eu nu s-ar putea să ai dreptate. Nu, auzi, dar fără picioroange faci șpagatul? E, cum să nu? Hai să te văd. Pe două scaune. Hai să te deci văd, Mircea, badea, mic copil. Badea în mizerie. Deci eu îl fac pe două scaune care sunt puse pe pat. Cum să fac șpagatul? Ce-i nebunit? La vârsta mea? Deci sunt om serios, mă. A, da! În fiecare dimineață demonstrezi. Aoleu, uite, ai de Rahan. Mă, trebuie să vorbim și de Rahan. Hai! La Rahan, adunarea! Toată lumea și picioroangele. Toată lumea și picioroangele, toate alea acolo. Hai! Rahan!
Ce dai, mă, din mâini? Ce dai din mâini așa? Ce dai din mâini? Nu știi ce trebuie să faci în fiecare dimineață, luni și marți? Trebuie să vorbim despre Rahan. Astăzi dăm vestea cea mare. Ce-o faci, Paniznaiu? Astăzi dăm vestea cea mare și anume că apare Rahan cu numărul 12. Împreună cu ziarul Adevărul Evident, revista de benzi desenate cuprinde în acest număr trei povești despre care... Cristino, ia să vă treci printre picioarele lui. Da, de unde ți-ai luat pantalonii ăștia, mărimea? Da, sunt să trec printre picioare? Da. Ești nebun? Poate, poate, poate. Vrei să mă împiedic? Vrei să dau capul de ceva? Vrei să, exact. Ia, să mă împiedic. Capul de pragul de sus? Da. Vă spuneam trei povești în acest număr, apărut astăzi cu ziarul Adevărul, Tribul Nebun, Misterul Soarelui și Stigmatul Lașității. În plus, e vorba despre două pagini de joc cu Rahan.